Salutare și bine m-am regăsit în urechile voastre! Marian Hurducaș este numele meu și sunt gazda voastră și a invitațiilor mei pe tot parcursul sezonului 2 din The Curious Lion by ING Bank. Pentru că trăim într-o lume care începe din ce în ce mai mult să pună preț pe problem solving, adică rezolvarea de probleme, decât pe competențele clasice, punctuale, pe care școala și societatea ne-au spus că trebuie să le știm cât mai bine, ca să ne putem asigura un loc în societate și o carieră profesională de pe urma căreia să trăim decent sau cât mai bine. În acest episod vorbim despre upskilling și mai puțin despre reskilling, adică mai mult despre dezvoltarea și adăugarea de noi competențe decât despre reconversia profesională. Invitații mei de acum, care mă vor ajuta să aprofundez pentru voi ideea de upskilling, sunt, în ordinea apariției, Dan Fințescu și Oana Munteanu. Dan Fințescu e deja o figură cunoscută pentru mulți dintre voi. Se leagă nume mari din audiovizual de el, dintre care o să amintesc aici Prima TV, UTV, Kiss FM sau chiar Partidul Kiss FM. Totodată, Dan lucrează foarte aplicat și foarte implicat, aș zice, în industria muzicală cu nume mari și ele la rândul lor, iar primul care îmi vine acum în minte este Amadeus. Practic, Dan, toată viața lui a fost legat de un domeniu care acum nu mai există și care a dispărut temporar peste noapte, odată cu implementarea primelor restricții pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, evenimentele. Bineînțeles, a trăit și el o bună parte din ultimul an pandemic din economii, cum a făcut și primul meu invitat din episodul anterior, Victor Țăpeanu. Diferența între ei doi este că Dan și-a dat seama foarte repede că are un skill, o aptitudine pe care o poate dezvolta și care, eventual, să-l ajute ulterior să-și aducă niște bani în cont. Dan a realizat acum un an de zile, prin aprilie 2020, că poate să scrie scenarii. Doar făcea deja treaba asta cu scrisul când își scria o bună parte din recenziile cărților pe care le citea pe blogul lui și de ceva vreme scrie pentru podcastul lui în care face analiza industriei muzicale de la noi și de la ei. După câteva validări și încurajări primite de la apropiați, Dan și-a făcut curaj să pună pe hârtie primul scenariu al unui podcast de ficțiune din România, Murdar. Și a făcut-o atât de bine încât acest produs media a devenit de referință în industria lui. Aflați pe larg, în interviu, toată povestea procesului lui Dan de upskilling și vă încurajez să luați aminte căci sigur vă va fi de folos. Oana Munteanu, al doilea invitat al acestui episod, ne va ajuta să înțelegem ce a făcut Dan Fințescu de fapt și ce înseamnă upskilling. Oana este parte din echipa PricewaterhouseCoopers România și coordonează departamentul People and Organization. Cunoaște foarte bine piața muncii și a antreprenoriatului și, mai important, ce se cere și ce se va cere în viitorul apropiat sau, mai bine zis, foarte apropiat de la un angajat și chiar de la un antreprenor. Fără îndoială, detaliile și trendurile pe care studiile PricewaterhouseCoopers le-au punctat de-a lungul timpului la acest capitol au fost accelerate de pandemie. Vă las deocamdată cu două cuvinte cheie înainte să trecem la treabă. Problem solving sau, pe românește, abilitatea de a rezolva probleme care bate de multe ori, din ce în ce mai des, linii concrete din educația formală. Așadar, doamnelor și domnilor curioși, meet Dan Fințescu și Oana Munteanu. De când te știu, de prima dată când am dat cu ochii de tine la televizor, lumele tău este strâns legat de showbiz, de lume de noapte, de muzică. Ai primul podcast și cred că deocamdată este cel mai vizibil podcast care face analiză de industrie muzicală. Ești foarte bun pe chestia asta, ești foarte bun ca MC, te-am văzut live atât în fața scenei cât și din spatele scenei. Știu cum gândești, știu că ai un mindset de antreprenor, pe de altă parte. Știu că tu, pentru Partidul Kiss FM, ești cel care centralizează absolut tot booking-ul. Ai fost chiar parte, la un moment dat, dintr-o agenție foarte vizibilă și bine cotată la nivel național și chiar la nivel european de booking pentru artiști. Ai reprezentat artiști, încă reprezinți artiști, dar a venit pandemia. Da. Mai e ceva valabil din tot ce am discutat eu acum într-un minut? Bă, comparativ cu ce era, nu mai e nimic. Ca să înțelegi, scăderea de evenimente, că n-au dispărut cu totul și
cumva asta e chestia care probabil că a menținut niște oameni în viață, niște oameni în viață nu la propriu, ci din punct de vedere financiar. Industria de evenimente n-a dispărut, s-a transformat, dar în martie 2020, când a venit pandemia, industria asta era într-un mare boom. Era ceva extraordinar. Avuseserăm 2018-2019, au fost ani absolut mișto și 2020 începuse pe trend ascendent. Să mergi, să cobori de acolo, de fapt nu, să te prăvălești de acolo într-o prăpastie în care brusc evenimentele dispar, pentru că evenimentele au fost primele interzise în 9 martie. Starea de urgență s-a instaurat în 15 martie 2020, în 9 martie s-a dat de azi pe mâine. Evenimentele cu mai mult de, mi se pare, 1000 a fost prima interdicție, nu se mai pot ține. Ok, din 15 după aia s-a tăiat tot. Și la noi a fost, la noi în industria de evenimente, șocul a fost groaznic. Partidul Kiss FM, m-am uitat eu, am făcut niște statistici de curiozitate pe finalul anului trecut, avea o medie de 2,7 evenimente pe săptămână în ultimii ani. Pe săptămână. Noi de la începutul lui martie și până la sfârșitul lui 2020 am mai avut 3 evenimente. Pe an? Da, 3, toate. Așa că asta e prăvălirea. Să nu vorbesc de Amadeus, trupa de care mă ocup de aproape 2 ani deja, în calitate de manager, și mă ocup și de booking-ul fetelor pe România. Ele au fost lovite foarte tare pentru că ele sunt artiști internaționali și aveau foarte multe cântări afară. Pentru ele, alea reprezentau baza, de fapt. Și pe lângă faptul că în foarte multe țări evenimentele sunt interzise, există travel bans, unde, man, n-ai ce să faci. Adică vorbim acum în echipă cu cum să facem, să putem să vindem afară, pentru că sunt oameni care ne caută și ne zic, domne, eu, dacă ați fi aici, eu v-aș bucui, că la noi avem voie să facem evenimente cu 250-300 de oameni sau 500 de oameni, câți vrem noi să chemăm. Dar eu n-am garanția că voi, dacă aterizați pe aeroport din România, nu intrați 14 zile în carantină. Și ce am făcut? Deci, e, să ai un artist internațional pe management în perioada asta este... hai să mă exprim delicat, e probabil cea mai mare probă de creativitate pe care mi-a fost dat să o întâlnesc vreodată. Ce ai făcut cu banii? Ai avut economii? Cum te-ai gândit tu să-ți faci economii? Artiștii nu sunt oameni care să facă... Eu nu mă consider artist, în primul rând. Cred că mă știi destul de bine acum ca să-ți dai seama că... Stând între ei, probabil că iei niște detalii de la ei. Da, în momentul în care eram eu foarte tânăr și aveam gărgăuni că sunt artist, am studiat teatru și profesorul meu de actorie, cu care mă pregăteam ca să intru la facultate, Cătălin Naum, se numește, Teatru Studențesc Podul din București, nu mai trăiește domn Naum, dar mi-a zis la un moment dat, s-a uitat așa la mine și el vorbea așa mai ciudat așa și s-a uitat la mine și zice, bă, tu ori ești inginer, ori ești actor, că nu mă prind. Adică eu sunt un melanș ciudat între antreprenor, om normal la cap și artist, și îmi dau seama acum la 42 de ani că așa e, și ce e foarte ciudat e că nu pot controla. Am zile în care sunt așa, zile în care sunt așa. Cu foarte multă autocunoaștere am încercat să reușesc să ajung să pot să zic, bă, nu, stai, nu sunt artist. Azi e business. Dar nici acum nu-mi iese în totalitate. Acum, asta cu economiile, cred că vine din panica generației. Aveam 11 ani la Revoluție. Asta înseamnă că mi-aduc aminte binișor cum era înainte. Dar înseamnă mai ales că părinții mei și-au trăit marea parte a vieții lor de adulți, cum să zic, maturi, producători de venituri, în comunism. Pentru ei, anul 1990 a fost o bulversare totală. Eu mi-aduc aminte de momente clare în care se vorbea la mine în casă despre, bă, ești nebun, te duci la privatizați? Stai, frate, la stat, că ăștia dispar, n-ai de unde să știi. Nu mai ține minte lumea, dar nebunia asta a durat dincolo de anul 2000. E, și atunci, asta și coroborat cu...
taică-meu care a fost inginer și pe linia lui de familie inginer sute de ani și care eu lucram deja în radio, făceam management, aveam prima chestie de care m-am ocupat în calitate de manager, era o trupă de dansatori, aveam un blog și taică-meu avea momente în care inginerul din el zicea, bine mă, dar tu ce faci? Ce faci tu pe pământ? E, toată chestia asta mi-a dat cumva un sentiment de volatilitate al meseriei, al activității și fără să devin catastrofic din ăla, deci face bunker antiatomic și așa, întotdeauna am avut grijă să am niște economii. În funcție de câți bani câștigam, eu am avut următoarea filozofie de viață. Nu e bine să cheltui toți banii pe care îi fac, dar nici nu e bine să trăiesc mâncându-mi de sub unghie. Și atâta vreme cât mi-am putut permite un stil de viață ok și am avut niște bani peste, nu mi-am mai cumpărat a 10-a pereche de Jordan sau a 7-a pereche de blugi Discord sau n-am mers la mare sau la munte încă un weekend, nu era weekend, mergeam în timpul săptămânii, dar n-am mai plecat încă undeva sau am renunțat la niște capricii având chestia asta, dându-mi liniștea că bă, am niște bani puși deoparte și dacă totul dispare la un moment dat, bă, ce să zic, e ok, am cum să trăiesc și ai să râzi, dar mentalitatea asta am întâlnit-o la mai mulți artiști care au zis așa, cel mai important lucru pentru mine este să mă gândesc la sistemul meu de viață, la stilul meu de viață și să pun bani deoparte astfel încât el să poată continua timp de 6 luni, un an, fără să intervină schimbări majore. Odată ce am banii aia deoparte, am uitat de ei. E ca și cum n-aș avea nicio economie. Și din momentul ăla încep să economisesc și încep să iau în considerare, bă, am destul pentru un avans de casă? N-am. Și așa mai departe. Acum, nu vreau să par mai deștept decât sunt de fapt. Planul meu, în capul meu, era să reușesc să pun deoparte unde ajuns de mulți bani, încât să pot să-mi cumpăr o casă unde să mă pot muta împreună cu soția și copilul meu, fără să fac credit. Eu și nu mai aveam mult. Aveam, e cuvântul important în... Nu mai aveam mult. Asta... Datorită celor 2-3 ani în care evenimentele au bubuit, a faptului că totuși am 20 și ceva de ani de experiență în domeniul ăsta și o rețea de cunoștințe, parteneri de afaceri și așa mai departe. Deci, da, din punct de vedere financiar, eram un om care n-avea niciun fel de problemă. L-aș mânia pe Dumnezeu, n-am nici azi, dar... perspectiva de a găsi o casă și pe care să o iau cu banii jos e mult mai îndepărtată după un an de pandemie. Cât la sută din veniturile pe care tu le făceai într-o lună le virai într-un cont de economii de care uitai că există? Depindea de lună. Evenimentele nu sunt un business constant. Au vârfuri și... hai să nu zic hăuri. Hăuri acum. Și mai puțin vârfuri. În lunile foarte bune ajungeam și la 70% din ce câștigam putea fi pus deoparte, adică eu puteam să trăiesc în destulat cu 30% din ce câștigam. În lunile de pauză puteam să nu pun nimic deoparte. N-am avut niciodată, nu mi-am setat, eu trebuie să pun deoparte X bani, X lei, X euro pe lună. Nu. Mai degrabă întotdeauna am calculat cât îmi trebuie ca să pot să trăiesc ok, după care am zis, bun, ăștia-s peste, da, am uitat de ei. Deci, practic, la tine economisirea e doar s-a făcut pe feeling. Da. Luna asta am permis să pun 70% deoparte, luna următoare s-ar putea să nu-mi permit nimic ca să pun deoparte, dar e ok că am pus tura trecută 70%, deci suntem ok. Și n-aș vrea, apropo de procesul ăsta de economisire, n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Ideea nu era să îi pun deoparte și să uit de ei, decât în măsura în care banii aia reprezentau ultimul refugiu, ultima siguranță. Restul banilor nu erau într-un cont de economii la care nu mă uitam și nu mă duceam niciodată.
erau puși deoparte, aveam niște planuri cu ei, dar dacă, de exemplu, voiam să plec așa cum s-a întâmplat în ianuarie 2020, când am făcut, cred, cea mai costisitoare vacanță, am fost în Peru și Argentina, am stat 2 săptămâni, evident că n-aveam banii aia în buzunar, m-am dus și am luat din banii pe care i-am economisit, că pentru asta erau, pentru casă și pentru călătorii. Te ajută... Sau cât de mult te ajută faptul că soția ta și-a schimbat domeniul de activitate odată cu pandemia, pentru că, ghici ce, și ea era în evenimente băgată până în gât. Da, și nu numai că era băgată până în gât în evenimente, ci și-a descoperit pasiunea. Soția mea a lucrat în asigurări foarte multă vreme, după care ne-am cunoscut, evident că a ajuns în contact cu lumea asta. La un moment dat ea a zis, știi ce, mie nu trebuie asigurări, nu mai pot, vreau să schimb domeniu. Și s-a gândit ea și i s-a părut că evenimentele i s-ar potrivi, a avut dreptate, a avut o carieră absolut fantastică timp de 2 sau 3 ani, de la stadiu de beginner absolut a ajuns destul de departe. În momentul în care ea, m-am întrerupt pentru că acum mi-am dat seama cât de idioți eram amândoi, pentru că ziceam, e bine să nu-ți ții toate ouăle în același coș, în condițiile în care amândoi lucram în evenimente, dar nouă ni se părea că nu e chiar așa, că eu eram cu partidul pe cluburi și pe astea, ea lucra foarte mult cu primării, lucra cu corporate-uri și așa mai departe. Pentru noi asta nu era aceeași industrie, mergea atât de bine și erau atâția bani pe piață, încât nu-ți puteai închipui că pică tot. Zici, băi, pică cluburile, păi ne orientăm pe astea, pică primăriile, rămân corporate-urile și așa mai departe. Na, așa a fost cumva și criza din 2007-2008, în care foarte mulți oameni s-au apucat să cânte la nunți fără să le cadă galoanele, ei fiind artiști mari, doar ca să supraviețuiască. La fel cum pe vremea aia toți artiștii aveau 3 prețuri, club, outdoor și corporate. Clubul era, făcea parte din... Vrei smiling club, vrei, Andra în club, nicio problemă. Și toată lumea cânta în cluburi pe vremea aia, pentru că nu mai erau corporate-uri și nu mai erau primării. Dar niciodată nu s-a întâmplat să pice tot. Și, sau s-a întâmplat să pice, dar să pice de la 100% la 60%. Și era grav. Aici a picat de la 100% la 3%. Și Georgiana s-a întors în... S-a întors în asigurări în momentul de față, pe un post care e un fel de maverick în asigurări acum, adică e implicat în tot felul de proiecte, n-are un job corporatist așa cum era cel de dinainte. Ea s-a întors și faptul că ea s-a întors a acordat o bulă de aer de care familia noastră, de care... cum e, coșul gospodăriei, nu știu cum e, e un termen din ăsta, da, ceva, avea nevoie, astfel încât să nu intru, să nu intrăm cu buldozer în economiile pe care le făcuserăm pentru casă și călătorii. Evident că nu e, adică, asta nu înseamnă că n-am zgrepțănit în chestia aia, dar până la urmă am trăit și reconversia profesională sau să fii în stare să faci mai multe lucruri, mi se pare... una dintre chestiile pe care pandemia asta le-a predat la modul dur, cu bățul în mână. Bă, dacă știi să faci un singur lucru și domeniul ăla dispare, ce faci? Sunt un caz viu. Eu nu m-am putut întoarce în asigurări. E adevărat, nici eu nu mă plâng. Lucrez mai departe în radio. Avem proiectul pe care l-am dezvoltat împreună. Adică am avut soluții, dar... Faptul că eu știu să fac și radio și 14 ani de când am blog, am învățat să scriu și m-aș fi interesat să învăț să scriu, asta înseamnă că eu, inconștient, m-am pregătit pentru un alt domeniu. Cât timp ți-a luat să te regrupezi din momentul în care ai realizat că nu e nicio șansă să te mai întorci la evenimente sau evenimentele să apară și booking-ul să bubuie? Bă, eu cred că din punct de vedere psihologic, eu sunt un om care reacționează foarte autoprotectiv în momentul în care lovește o catastrofă. Din punct de vedere economic, pentru domeniul meu de activitate, ceea ce s-a întâmplat este o catastrofă și se întâmplă în continuare. În secunda în care catastrofa asta a lovit, n-am avut mari dificultăți. Am dat seama
bă, e grosuță, acum nu e nimic, s-ar putea să dureze, ziceam eu la vremea aia, 3-4 luni, când se va relua va fi greu. Ok, am de ales și puteam să stau acasă, ca toată lumea, că așa era legea, și să mă uit la televizor și să citesc știri și așa mai departe, sau să construiesc ceva, orice. Și m-a ajutat foarte mult că Georgiana s-a comportat extraordinar de responsive, e în engleză, a răspuns foarte prompt la chestia asta. Și primele lucruri pe care le-am făcut au fost, nu știu, am făcut ordine în toată casa, am curățat locuri pe care nu știam, nu le-am mai curățat de nu știu când, am aruncat haine, am făcut ordine în garaj, am spălat geamurile. Tot procesul ăsta durând cam 2 săptămâni. Timp în care... și din punct de vedere relațional, noi doi, eu și ea, n-am stat în aceeași casă atâta timp de când ne cunoaștem, de 7 ani. Ne așteptam să fie un test, l-am trecut cu brio. Ba chiar aș spune că suntem acum mai uniți și mai apropiați decât înainte de pandemie, dar asta pentru că am găsit chestia asta. A pornit de la curățenie. Eu am început să fac mult mai mult sport decât făcusem înainte. Ea la fel. Și cumva zilele ne erau pline, fără să ne dăm seama că sunt pline, dar asta ne-a ajutat foarte tare. Ce a fost greu a fost după ce s-a terminat murdar. Pentru că murdar, deși n-a fost, cum să zic, o sursă de venit fantastică, a fost o sursă de satisfacție nemaipomenită pentru mine personal, și evident pentru toată echipa din care ai făcut și tu parte și care m-a ținut în priză. Dar în secunda în care murdar s-a terminat, pandemia nu se terminase și nici nu e... Cred că lucrul cel mai nasol e că nu exista nicio lumină de speranță. Adică nu exista un termen, nu începuse vaccinarea. N-aveam nimic de care să mă agăț. Decât de sezonul 2 murdar, la care încă lucrăm. Dar în secunda aia am simțit pentru prima dată un pic de depresie. Un pic mai multă. Mai ales că și veniturile scăzuseră și era un cumul de factori și nu exista perspectivă. Tocmai de aia cred că lucrul cel mai important pe care îl putem face este să avem întotdeauna perspectivă. Băi, ok, au murit evenimentele. Bun. Ce aș putea să fac sau ce aș putea să învăț să fac repede și să-mi placă și să pot să-mi permit să fac meseria asta, pentru că în secunda în care trăiești din economii, fiecare leu pe care îl câștigi este un leu pe care nu îl cheltui. Știu că pare o tautologie ce zic aici, dar ăsta e adevărul. Cum ți-ai dat seama că ești în stare să scrii un scenariu? Pentru că proiectul Murdar, primul podcast de ficțiune din România, a apărut așa de nicăieri. Da. Din punctul meu de vedere, și ți-am zis-o, era o așteptare de-a mea care să vină dinspre oamenii care cu asta se ocupă. Oameni buni în teatru, oameni buni în a scrie scenarii, oameni care au legătură cu segmentul ăsta al artelor. Ai venit tu cu asta. De unde? Știu că citești foarte mult, știu că ești un cititor avid, știu că ai un loc al tău pe internet unde faci recenzii de carte. Da, cred că nu merge multă lume acolo. Așa e, citatecitite.ro. Ai venit cu proiectul care nici măcar nu era un proiect, era o idee, și ai venit cu ea prin martie, dacă nu mă înșel. Deci la scurt timp după ce a început lockdown-ul 100%. Aprilie. Paștele a fost pe 19 aprilie. Georgiana, ții minte datele astea? Băi... Atât de tare te-au marcat? Da. Și știi de ce? Pentru că lucru care s-a întâmplat... Eu nu știam că pot. Pe bune, nu știam. Asta vreau să aflu, ca să afle și cei care ne ascultă, că sunt convins că fiecare dintre noi avem niște abilități ascunse pe care nu le-am explorat. Da. Habar n-am avut că pot. Ce m-a ajutat foarte mult a fost, îmi vine să zic validare, dar nu e, că validez ceva ce există. A fost încrederea oamenilor din jurul meu că eu pot să fac asta. Georgiana a fost prima căreia i-am spus și a reacționat
instant, da, eu știu că pot să fac asta, mereu am știut. Ea întotdeauna mi-a spus că eu ar trebui să scriu mai mult. Următorul a fost Tudor, care a zis, bă, eu nu înțeleg ce faci, dar mă bag. Nici eu nu înțelegeam foarte exact și următorul ai fost tu. Faptul că voi trei care sunteți, reprezentați fiecare altceva pentru mine, ați avut încredere că eu pot să fac chestia asta, probabil că m-a ajutat să am curajul să scriu primul episod sau să duc treaba asta mai departe. Cel mai important, și fără să se supere ceilalți doi pe mine, cred că ai fost tu, pentru că ăsta e genul de produs la care tu deții know-how. Tu deții, tu ești the wizard. Bă, și în secunda în care tu ai validat ce fac eu, nu ideea în sine, trecem de asta, dar am început să-ți trimit chestii ce făceam și tu ai zis, da, e foarte mișto, da, e foarte mișto. Bă, în secunda în care tu ai zis asta, am căpătat cumva încredere. Mai e un lucru pe care l-am făcut și sunt foarte mândru că încă mai pot la vârsta asta, nu că aș fi bătrân, ci pentru că am avut un domeniu sau am un domeniu, nu știu, nu sunt încă sigur, dar un domeniu de activitate cu foarte mult eșec. În tot ce ține de evenimente, muzică, artă în general, eșecurile sunt de o proporție covârșitoare. De cele mai multe ori nu le știe multă lume sau le uită repede, dar eșecurile și... eșecurile astea cumva te fac să-ți fie frică să te mai arunci cu capul înainte. Vrei să îți diminuezi posibilitatea de a da greș. Eu aici m-am aruncat cu capul înainte. E o chestie pe care o recomand. Evident, asumată, controlată. Faptul că eu, de exemplu, în tot timpul ăsta am fost manager de artiști, pe mine m-a ajutat foarte mult la proiectul Murtar. Pentru că el este project management. Să scrii un scenariu este evident creativitate, evident capacitatea de a scrie o poveste urmând principiile narațiunii, dar este project management. Trebuie să știi când să scrii, trebuie să ai în cap structura. Eu n-am făcut doar scriitura la Murdar, ci am făcut și regia, care iarăși reprezintă project management. Când poate ăla să tragă, când face ăla, cum, ai montat aia, nu sună bine... au fost, cred, toate lucrurile pe care le-am făcut eu în viață până să mă apuc de Murdar m-au ajutat la proiectul ăsta. Nu există nimic din ce să fi făcut eu în viață și să nu mă fi ajutat la treaba asta. Cred că the highest peak pe încrederea acordată proiectului în ceea ce te privește pe tine, cred că a fost răspunsul pozitiv al lui Vlad, lui Vlad Dumitrescu. Nu doar că a fost o validare din interior, ci a fost o validare din exterior, adică total random. Cred că pe lângă mindset-ul pe care l-a avut toată echipa, e foarte important de menționat că deși Tudor, sound designerul, tot din evenimente făcea bani până la momentul respectiv, el are un studio Moving Records la Alba, toată lumea a fost de acord ca primii bani care se fac din podcast să fie reinvestiți în podcast. Da. Ceea ce s-a și întâmplat. Nimeni din echipa Murdar nu a băgat bani în buzunar din banii pe care podcastul ăsta i-a generat în primul sezon. Și oricum faptul că el a generat banii pe care i-a generat în primul sezon e o minune. Adică e, sau nu e o minune, hai să zicem, este hipervalidare. Bă, și putea să nu se întâmple nimic, adică și în secunda în care am început să rostogolim un bulgăraș mic, care până la sfârșitul sezonului a ajuns un bulgăre foarte mare pentru dealul pe care îl rostogoleam, adică pentru piața de podcasting din România, bă, chestia asta nici nu mai contează banii. Evident că, probabil că dacă n-aș fi avut cu ce să plătesc întreținerea luna viitoare sau n-aș fi avut cu ce să cumpăr de mâncare de la Mega, bă, nu știu dacă aș fi fost la fel de creativ sau dacă proiectul Murdar ar fi existat cu adevărat. Dar asta cred că e lecția pe care ar fi bine să o știm. Niciodată nu vei putea să faci ceva brusc, să zici, a, nu mai merge asta? Da, schimb. Până și Georgiana a schimbat domeniul de activitate, cred că spre toamnă,
Adică trecuseră 6-7 luni de pandemie. Trebuie să se convingă și ea că... Da. Răstimpul ăsta, în care de altfel șarpe din murdar ajunge să trăiască pe stradă pentru că el e convins la absurd că lucrurile își vor reveni și că nu trebuie să facă nimic ca să... cum să spun, ca să supraviețuiască, asta l-aduce pe stradă, e, răstimpul ăsta tu trebuie să l-ai asigurat de undeva. Tu trebuie să ai întotdeauna mijloacele de a rezista în cazul în care veniturile îți dispar brusc. Asta înseamnă să economisești. Bă, eu nu cred că... na, așa am acționat eu, mie mi-a folosit strategia asta, nu cred că e bine să-ți... ca procesul de economisire să-ți devină o povară, să urăști asta și să zici băi, aș ieși și eu la o bere cu Marian în seara asta, dar am zis că pun 1000 de lei deoparte și uite, dacă nu mai am, mi-ajung doar, na, asta e, lasă-mă, nu mai beau cu Marian. Asta nu e ok. Adică economisești cu prețul vieții tale, de fapt. Ce faci când n-ai oameni în jur care să îți valideze ideile? Te duci drept înainte, nu-i bagi în seamă? Îi cauți. Ei sunt acolo, ei există. Că e fratele tău mai mic, că e, ei există. Și ce e foarte important e exact cum am ajuns noi la Vlad, e din om în om. Și până n-ajungi la omul ăla, până n-ajungi să vorbești cu el și până ăla nu știe, că el s-ar putea să zică, bă, eu nu mă pricep. Adică pentru mine nu e nimic. Nu e interesant, dar pot să-i dau unui prieten de-al meu, că el s-ar putea să știe pe cineva care... Și din om în om ajungi. Nu poți să faci nimic singur. Adică asta a fost prima chestie pe care i-am zis-o Georgianei, apropo de murdar. Aveam ideea, mă apucam să scriu. Eu sunt un tip... Și sporturile pe care le practic sunt solo. Eu merg pe bicicletă, alerg, merg foarte mult pe jos. Astea sunt chestii pe care le faci singur. Sunt un om pe care nu-l deranjează singurătatea și foarte mult fac și solo podcasting la despre industria muzicală. Sunt un om pe care nu-l deranjează singurătatea, ba chiar împriește. Dar de data asta, cumva, total diferit față de orice alt proiect am gândit până acum, am zis, băi, n-am cum să-l fac singur. Nu se poate să-l fac singur. Și asta e primul lucru pe care l-am zis și a zis ok. E, asta e lecția pe care am învățat-o în pandemie și cred că e cea mai importantă. Nu poți face nimic singur. Și faptul că avem paranoia aia, că l-am fură ideea, că ăla o să zică că el a făcut, că nu știu ce, e o tâmpenie. Adică e o mare tâmpenie. La un an de pandemie, mă rog, de lockdown-ul răsunător, cum vă gestionați finanțele? Cum sunteți din punctul ăsta de vedere? Ați schimbat tactica? Băi, pandemia asta are a silver lining. Foarte multe din cheltuieli dispar. Din cheltuielile noastre, cel puțin, la noi acasă. Adresez întrebarea asta pentru că în momentul în care ai în casă două persoane care sunt independente, da, e foarte important de specificat chestia asta, adică nu există codependența aia unul de celălalt sau unul de veniturile celuilalt. Adică, bine mersi, voi ați fi putut trăi separat, da, și să vedeți ocazional. Voi ați fi supraviețuit, bine mersi, din toate punctele de vedere, exact. Dar în momentul în care a venit lockdown-ul și a trebuit să vă schimb, va trebui să vă schimbați inclusiv mentalitatea. Și atunci, pe lângă faptul că fiecare avea banii lui de buzunar, nimeni nu îl întreba, aici doar presupun. Da, da, așa era. Nimeni nu întreba, ăștia sunt banii pe care îi avem, dar banii de buzunar, de cafele, de așa, combustibil, bla, bla, bla. Nici nu se pune problemă. Exact, nici tu nu știai exact câți ai. Dintr-o dată a dispărut chestia asta și a trebuit să discutați despre atâta am eu, atâta ai tu? Nu, problema asta la noi, cel puțin la noi acasă, nu s-a pus niciodată. Câștigăm fiecare și sunt, de când locuim împreună și suntem o familie, sunt banii noștri. Nu avem chestia asta cu banii tăi, banii mei. Mai avem orgolii sau ambiții, recunosc mai mult eu, în care să zic, nu, cumpăr eu. Ceea ce e o tâmpenie, de fapt, dacă stai să o analizezi. Dar cumva na, e reminiscență și să simt eu așa că, bă, am cumpărat, am făcut eu. Am scos un oraș, de exemplu. Sau eu am cumpărat, eu mă duc la piață și cumpăr asta, nu știu ce. Sau cum mă încăpățânez, repet, o tâmpenie, eu cheltuielile casei le plătesc eu. Dacă după ce am plătit eu cheltuielile casei rămân fără bani, mă duc la nevastă mea și cer și ei bani că nu mai am bere în frigider, de exemplu. Știi? Deci astea sunt tâmpenii, dar la sfârșitul zilei sunt banii noștri. Ce s-a întâmplat este că ne-am dat seama câți bani cheltuiam fără să fie neapărat nevoie să-i cheltuim înainte.
pe ieșit în oraș foarte mult, pe întâlniri, că până la urmă, gândește-te, noi acum ne întâlnim pe Zoom și poți să ai 6, 7, 8 întâlniri pe zi fără niciun fel de problemă. Înainte n-aveai cum, că nu ajungeai de la una la alta. Toate întâlnirile astea implicau, chit că te duceai la om acolo. Bă, trebuia să mănânci în oraș între două întâlniri, trebuia. Combustibilul mașinii și uzura mașinii și astea sunt cheltuieli. Astea nu mai există. Mașina mea avea o medie de 4.000 de kilometri pe lună înainte. De când a început pandemia am făcut 3.000 într-un an? Adică, pe bune, nu se compară. Au scăzut foarte mult cheltuielile alea, dar, da, am început să fim atenți pe cât cheltuim noi pe săptămână la Mega, de exemplu. Și oare, hai să încercăm să mergem la Metro, unde am descoperit, de exemplu, diferența de prețuri între produse care brusc au devenit semnificative. Repet, nu pentru că n-am avea de ce să facem asta, adică, băi, dacă nu cumpărăm șuncă de la Metro, nu mâncăm șuncă. Dar brusc diferențele astea de preț devin semnificative în secunda în care nu te mai gândești, am pus deoparte și luna asta. Nu, când n-ai pus nimic deoparte și toți banii se duc pe cheltuieli, atunci devine important. Dan, îți mulțumesc foarte mult pentru cele aproape 40 de minute pe care mi le-ai acordat. Dacă ar fi să tragi o concluzie tu a discuției pe care noi am avut-o și în care tu ai vorbit mai mult decât mine, bineînțeles că eu sunt moderatorul aici. Așa. Care e concluzia pe care ai trage-o și care crezi tu că este aha momentul, wow momentul, takeaway-ul celor care ne ascultă din ultimul tău an de existență profesională, combinat cu personală? Sunt două. În primul rând, unul e pre acest an și anume întotdeauna, fă în așa fel, de când începi să câștigi bani, fă în așa fel încât să ai 6 luni puse deoparte, astfel încât tu să-ți poți continua viața fără să te dai peste cap. Asta este lucru care îți va acorda putere de negociere atunci când vrei să negociezi un salariu, care îți va acorda relaxare atunci când ai un șef nasol și pleci de la job, sau îți va acorda o oarește relaxare atunci când se întâmplă o astfel de catastrofă. Asta e prima. Este o chestie fără de care, cum să zic, asta ar trebui predată în clasa a doua, la școală. După ce ai învățat să scrii, ar trebui să zică învățătoarea copiii, acum luați o foaie și scrieți. Când câștig bani, îi pun deoparte ca să pot trăi 6 luni. Punct. Și uite. Bun, asta e prima chestie pe care o știam, dar care mi s-a adeverit. Și cea de-a doua este că nu se mai poate, în felul în care trăim, să știi un singur lucru pe lume. E bine să fii foarte bun la ceea ce faci, dar fii gata oricând să ai ceva spre care să poți schimba macazul. E mega important. Dacă acel lucru nu există, sau nu există în mod palpabil, fizic, în momentul în care se întâmplă apare necesitatea să faci switch, regrupează-te, eu așa am făcut. Pune pe hârtie tot ce știi să faci, tot ce îți place să faci, analizează lucrurile alea și vezi încotro te poți îndrepta. Habar n-am. Bă, dacă ești fan plante și ai casa plină de ghivece, frate, fă cursuri și fă-te grădinar. Și du-te la oamenii cu vile, cu grădini și zile bună ziua. Poți să am grijă de grădina noastră? E doar un exemplu, e o tâmpenie. Apucă-te și fă pâine. Nu știu, ceva la care să o faci cu pasiune, astfel încât să poți învăța repede și să ai sentimentul împlinirii. Pentru că degeaba vorbim noi aici despre bani și așa mai departe, atâta vreme cât ești ok mental, vei rezista, vei găsi posibilitatea să faci lucruri. Când creierul s-a băgat în întuneric, în depresie și în lipsă de speranță și de orice fel de perspective, din momentul ăla nici nu ai cum să câștigi bani, că e imposibil. Oana Munteanu este coordonatorul departamentului People and Organization din cadrul PricewaterhouseCoopers România, deci consultant în resurse umane, cum ar veni. Dar aici nu vorbim despre partea clasică din HR, pentru că la PricewaterhouseCoopers, departamentul ei se ocupă de piața muncii și Future of Work. Să mai zic o dată, Future of Work.
viitorul muncii în traducere. Ea se va folosi de exemplu concret al lui Dan Fințescu ca să ne explice diferența între upskilling și reskilling și de ce una este mai importantă decât cealaltă. Am vorbit cu ea despre cifre, trenduri și recomandări care să vă ajute și pe voi la rândul vostru în procesul de upskilling. În momentul de față, contează mai puțin diplomele pe care le ai în sertar și mai mult skillurile pe care le ai, ce știi să faci, poți să rezolvi probleme și ar fi o idee bună să devii problem solver înainte de toate? Ar fi o idee excelentă. Este, cred că, în top 5 din competențele, cred că din toate timpurile. Nu, nici măcar, sigur că vorbim acum despre această competență a viitorului, pentru că ea iese mai bine în evidență în măsura în care toate celelalte, să zicem, că intră într-un cont de umbră. Întotdeauna cred că a fost o competență esențială. Dar clar, în viitor va conta mult mai mult să ai aceste abilități generice, de la gândire critică, la modul în care relaționezi, pentru că, de fapt, un lucru care este tot mai evident pe zi ce trece este că nu vom mai vedea profesii în sensul clasic de care să dureze o viață decât în foarte, foarte puține domenii extrem de specializate, nu știu, medicină, probabil inginerie, lucruri care au presupun într-adevăr să te specializezi, dar tot ce înseamnă zona de business, să zicem, da, vor prima skillurile acestea generale, practic. Un articol foarte mișto și foarte cuprinzător, din care am extras câteva idei. Una dintre idei este forget the career ladder, adică nu o să mai existe o ierarhie etapizată sau mai bine zis sistematizată a pașilor pe care trebuie să-i parcurgi ca să accezi în carieră. Da, aceste scări, trepte de carieră, au crescut odată cu companiile foarte mari, multinaționale sau locale, care au avut nevoie de o structură. Ideea este că și în aceste companii forța de muncă se schimbă foarte mult. Oamenii tindeau să intre într-o companie și să se vadă pensionându-se acolo. Ei, în ziua de astăzi nu știu dacă mai putem visa la pensie, în primul rând. În al doilea rând, foarte multă lume, și evident că pe măsură ce schimbăm generațiile se vede tocmai pregnant lucrul acesta, se schimbă joburile foarte, foarte frecvent, adică 2-3 ani nu mai este ceva la care oamenii de resurse umane se ridice din sprâncene când se uită în CV, poate din contră în anumite zone. Și mai mult, se vorbește tot mai mult despre faptul că nu vom schimba doar joburile de foarte multe ori de-a lungul vieții, ci vom schimba profesiile, adică ceea ce facem în substanță, nu doar că ne mutăm de la un angajator la altul făcând același lucru sau poate avansăm puțin în carieră. Și de asta tot conceptul de carieră, nu că trebuie regândit, trebuie o schimbare de paradigmă, după părerea mea, și multe companii deja lucrează în direcția asta. Asta o să facă universitățile diplomele obsolit sau și ele la rândul lor trebuie să gândească sau să regândească tot ce au în momentul ăsta în curiculă și să se readapteze la piața muncii, care de fapt nici ea nu prea știe exact ce vrea. Da, este un subiect foarte, foarte greu. Chiar am avut într-un eveniment al nostru săptămâna trecută cu invitații, inclusiv ministrul învățământului și mai mulți CEO de companii mari, în care s-a pus exact această întrebare, pentru că foarte multe companii dintre giganții tehnologiei în principal au anunțat public că renunță la cerințele de calificări universitare și măsoară niște competențe specifice. Ei, concluzia la care s-a ajuns și la care subscriu și eu este că cel mai probabil vom avea o combinație între ceea ce înseamnă un învățământ formal care te duce într-o direcție relativ generală, din nou, cu excepția anumitor profesii care au nevoie de învățământ structurat de lungă durată, combinat cu diverse certificări pe care le iei de-a lungul vieții. Acum, sigur că problema adaptării învățământului la piața muncii este și va exista în continuare, însă în măsura în care este o acceptabilitate pentru aceste tipuri de calificări care sunt mult mai dinamice,
învățământul formal, mai ales cel până la de vârstă școlară, să zicem, nu universitară, trebuie să se concentreze mai mult tocmai pe aceste competențe de care vorbeam la început, problem solving, de exemplu, competențe sociale, ce înseamnă atitudine civică, comportament civic, ce înseamnă să te învețe să ai responsabilitatea propriei dezvoltări și a propriei învățări, să te înveți o atitudine mai degrabă decât informație. Cred că dintre toate scalele învățământului, informația este cea care a devenit commodity, da? Avem toți acces la informație. Următorul nivel este să te învăți competențe cognitive și al treilea competențe emoționale. Ei, eu un pas sau nu un pas, este un drum foarte lung pe care trebuie să-l facă învățământul formal. Ne vom concentra din ce în ce mai mult pe a gândi local decât pe a scala un business în momentul de față sau până la pandemie. Când vorbea despre scalare, vorbea despre extindere cât mai mare globală. Eu observ și ceea ce am găsit la voi pe site cumva subliniază asta, ne concentrăm din ce în ce mai mult pe local și încercăm să ne gândim cum am putea să facem business-urile vechi să scaleze local, fără neapărat să ne extindem. Uh-huh. Crezi că e un trend care, mă rog, un trend, e o observație pe care și voi ați făcut-o din cauza pandemiei sau ea este de mai multă vreme aici, doar că pandemia a accentuat-o și o va ține printre noi și după ce se va termina cu restricțiile? Cred că, în general, cred că pandemia doar a accentuat lucruri cu foarte multe elemente pentru care a avut a fost o cauză directă. Toate lucrurile astea erau și înainte și cred că, de fapt, sunt două tendințe care merg în paralel și care, de fapt, nu se contrazic una pe alta. Și scalabilitatea sau globalizarea business-urilor, mai ales în tehnologie, poate că are în plus conotația aceasta sau a accelerat conotația aceasta a muncii de oriunde și a faptului că ai acces la resursă umană, la capital uman de oriunde, ca să te ajute să crești business-ul. Însă tendința a existat. Toate aceste modele de business de tip platformă au o scalabilitate și o rapiditate a scalabilității foarte mare și lucrul acesta nu are de ce să nu continue. Pe de altă parte, exista și o tendință a întoarcerii la comunitatea locală, la face o diferență acolo, poate la transforma cu ajutorul tehnologiei niște business-uri clasice și de ce nu există și o tendință din aceasta de reversed, să zicem, globalization, în care oamenii încep să se uite înapoi la lucrurile simple. Sunt poate supra-saturați de tehnologie și se duc înspre meșteșuguri. Sunt foarte multe situații și dacă ne uităm în jurul nostru la oamenii pe care îi cunoaștem, sunt și dintre cei care visează și lucrează în super tehnologie și dintre cei care se întorc la metodele tradiționale și toți pot să fie și facă business-uri de succes. Sigur, fiecare definește succesul cum crede el, dar nu trebuie neapărat să avem o cotație la bursă pentru succes. Eu mă aștept ca după, mă rog, în timpul pandemiei acum și după, business-urile locale să prindă mai mult rădăcini decât au prins în trecut, pentru că în momentul ăsta foarte mulți oameni s-au întors la basics, la comunitățile de unde au plecat, cum spui și tu, și nu cred că nivelul de stres pe care ți-l va da un oraș mare este foarte appealing pentru oamenii care după un an, doi deja în comunitățile locale, unde pot să-și dezvolte un business, vor să se mai întoarcă. Da, este o mare oportunitate și pentru, și eu cunosc personal foarte mulți oameni, nu cred că avem încă date statistice, foarte mulți oameni care prin presiunea lucrului de acasă, de fapt s-au întors acasă la părinți și s-au întors în orașe mai mici, unii au plecat poate și din țară și lucrează din locații exotice și înțeleg altfel calitatea vieții, evident ajung să o aprecieze, să devină dependenți de ea și în același timp, fiind acolo, venind cu anumite competențe, pot să vadă lucruri în care pot să facă diferența foarte ușor și sper să fie asta clar o tendință. Este o oportunitate foarte mare, cred că și pentru angajatori și pentru cei care vor să-și facă business-urile proprii. Avem mult mai multă flexibilitate, dar în același timp trebuie să recunoaștem că nu suntem neapărat pregătiți să o aplicăm foarte, foarte rapid și să-i vedem rezultatele. Trebuie o schimbare de mentalitate, cel puțin dacă ne uităm la angajatori, sunt multe lucruri în spate care trebuie să schimbe ca lucrurile astea chiar să își demonstreze potențialul. Cred că asta se observă pe măsură ce tinerii încep să-și facă business-uri, să-și ia angajați, acolo se vede flexibilitatea adevărată în a lucra. Totdeauna așa pornește schimbarea, da. Exact. Am mai văzut o chestie interesantă la voi pe site care spune Make STEM your friend.
prin asta înțelegem că te specializezi STEM, adică în Science, Technology, Engineering and Math. Dar asta nu înseamnă, după cum și voi spuneți pe site, înseamnă că trebuie să te specializezi pe una dintre ele, ci când vine vorba despre tehnologie, să înțelegi tehnologia aia, să înțelegi concepte suficient de bine cât să te poți descurca cu ele în viață. Oamenii ăștia care fac asta ar trebui să vină tech-savvy humanist. Mi s-a părut foarte interesant conceptul ăsta, să pui tech-savvy lângă umanist. Da, tech-savvy lângă orice, și aici cumva făcând parte din foarte multe proiecte de tehnologie și în interiorul companiei noastre și în afară, cumva e într-un mod nedrept poate accentuată foarte mult competența celor care știu să facă programare, da, dezvoltare de software. Este la fel de importantă persoana care înțelege procesele, mecanismele, un business anume, dar poate să aibă și poate să aducă această perspectivă înțelegând ce poate face tehnologia, pentru că atunci știe ce să ceară. Deci aceste două lucruri vor merge totdeauna în pereche. Nu văd să existe viitor fără tehnologie, însă doar tehnologia, fără a înțelege care este impactul ei și cum poate cu adevărat să schimbe lucrurile, este un joc, poate să fie un joc, nu poate să facă diferența în lume. Și eu cred că în viitor, de fapt, tot trebuie să fim, să avem acest... Se vorbește deja despre conceptul de alfabetizare digitală. Nu înseamnă că trebuie să devenim toți programatori, dar trebuie tot să știm ce înseamnă conceptul de, nu știu, blockchain, Internet of Things, cum ne poate schimba viața noastră de zi cu zi. Și în paralel, cumva contraintuitiv, va crește importanța competențelor emoționale și sociale. Iarăși este o tendință absolut evidentă, pentru că oamenii simt această nevoie și practic accentul tot mai mare în joburi va fi pus pe această latură care nu poate, cel puțin deocamdată, sper că niciodată, nu poate fi înlocuită de tehnologie. Mi-am atras atenția o chestie foarte interesantă. Sunt interesante chestiile astea pentru că le-am observat, niciodată n-am știut să le pun într-un context și acum au sens odată ce le văd la voi mult mai mult decât au avut înainte. Own your profile and your network. Și voi începeți, sau mă rog, autorul începe: for those growing up as digital natives, the principle of owning your network and profile may seem obvious. Noi suntem cumva niște imigranți digitali, pentru că n-am crescut cu internetul exact. În casă, doar l-am adoptat, dar mă gândesc la cei cu, nu știu, poate 10 ani mai tineri decât mine, ăștia sunt nativi digitali, pentru ei aș crea o rețea proprie, un profil propriu, practic. Au avut profil înainte să știe să vorbească, exact, probabil, unii dintre ei. Exact. Practic aici cred că se referă în termeni cunoscuți tuturor, branding personal și rețeaua de prieteni și de cunoștințe. Da, cu siguranță, și acest, sigur că pentru ei cred că devine un reflex foarte repede, tocmai pentru că au crescut cu el. Pentru noi trebuie educat și până la urmă tot va deveni un reflex ce înseamnă să-ți construiești și virtual această comunitate. Și mai ales ce înseamnă să-ți iei maxim din comunitatea respectivă, fie că e vorba de învățare, fie că e vorba de business, poate și în pur și simplu entertainment, poți să ai grupuri în care să împărtășești aceleași hobby-uri, deci din toate punctele de vedere, da, pentru generația Z și cea care vine din urmă, nu știu cum e copilul meu de 4 ani, cu siguranță lucrurile astea sunt, adică nici nu mai pune problema că noi la un moment dat ne-am gândit că e un skill, asta este ceva cu care am crescut și am dobândit. Este iarăși foarte, foarte important ca... Subiectul nostru este un soi de reconversie profesională despre care am discutat până acum. Știu că voi aveți și un studiu făcut pe tema asta. Ai niște cifre cu siguranță la îndemână pe care ai putea să ni le dai ca să înțelegem mai bine ce o să însemne impactul tehnologiei, ce o să însemne impactul pandemiei asupra noastră ca indivizi și apoi asupra business-urilor pe care fie le avem, fie facem parte din ele. Da, aspectul acesta al reconversiei sau termenul englez este upskilling, nu reskilling, care ar fi traducerea exactă, e puțin diferit, pentru că reconversie înseamnă pur și simplu să schimbi profesia. Upskilling este practic o upgradare, dacă vrei, a tuturor competențelor și nu numai în sens tehnic, ci tot ce presupune asta, inclusiv ce spuneam mai devreme,
competențe de problem solving, de interacțiune, schimbări de cultură organizațională, de atitudine și așa mai departe. Este vorba despre un studiu pe care noi îl facem odată la 2 ani, cam, primul a fost făcut în 2019, acum în 2021 al doilea și, atenție, rezultatele sunt foarte asemănătoare. Da, nu a schimbat pandemia fundamental modul în care percep oamenii viitorul profesiilor lor și mai ales de cum impactează tehnologia acest viitor. În general, oamenii sunt optimiști, majoritatea oamenilor consideră că jobul lor se va schimba fundamental, unii chiar spun, de 40% anul acesta, spun că jobul lor va deveni redundant în aproximativ 5 ani. Da? Ce s-a schimbat poate datorită pandemiei sau s-a accelerat este această perspectivă a flexibilității și a muncii la distanță. Da? Într-adevăr, 72% doresc un mix între muncă la distanță și muncă la birou. Mixul acesta este foarte important pentru că nu se va schimba complet paradigma și apropo de schimbarea modelelor de business, cel mai greu model este cel hibrid, pentru că trebuie să gândești din foarte multe puncte de vedere ca să acomodezi această nevoie a oamenilor și de a fi mai flexibil, dar și de a se reuni și a socializa sau a lucra împreună colaborativ față în față. Iarăși un lucru foarte interesant mi s-a părut din studiul acesta, aproape 50%, 48% cred că tipul de angajare tradițional nu va mai exista în viitor și că va prevala această ofertă de skill-uri pe termen scurt, adică ce vorbeam mai devreme, această relație prin intermediul unor platforme în care eu am aceste competențe, am acest timp pe care îl pun la dispoziție, cine are nevoie de el, îl poate accesa prin intermediul platformei și atunci cererea cu oferta se întâlnește foarte ușor. E tipul de muncă de freelancing sau acest gig economy de care se vorbește și aici iarăși este o tendință la care am observat, e o tendință mai veche, însă acum în pandemie am observat că accelerează, cu siguranță. Dar asta ne dă de înțeles că oamenii nu mai simt nevoia de siguranță cum o simțeau, pentru că un job 9-to-5 pentru majoritatea însemna siguranță, pe când să-ți pui portofoliu pe Fiverr, spre exemplu, care e o platformă de intermediere de skill-uri, ești basically la pescuit de proiecte, da. Și nu ești tu cel care setează până la urmă prețul final al muncii tale, că tu vei depinde de prețurile care fluctuează pe platformă, prețul pieței practic, fără să mai poți să mai adaugi tu valoarea. Eu înțeleg de aici că oamenii nu se mai tem de nesiguranța locului de muncă, ceea ce este major step ahead. Da, și se datorează și faptului că s-a ajuns la un anumit, pentru că totuși vorbim despre categorii care au ajuns la un anumit confort financiar. Nu poți să faci asta poate la începuturile carierei sau nu poți să faci decât dacă ai susținere de acasă, să zicem, sau nu poți să faci asta dacă ești într-un job relativ puțin calificat, unde chiar depinzi. Adică e o chestiune de supraviețuire. Oamenii, unu, realizează că au această plasă de rezervă, plasă de siguranță, în care pot supraviețui o perioadă fără un venit constant. În al doilea rând, văd că ei, de fapt, sunt ceruți și că skill-urile lor sunt cerute și nu-și fac probleme că nu vor mai fi, ceea ce, ok, poate să fie o percepție falsă sau nu. Și în al treilea rând, tocmai pentru că au ajuns la acest nivel, poate că și e vorba și de vârsta de mijloc, poate aici, apreciază mult mai mult și timpul lor personal și calitatea vieții, ceea ce este, iarăși este o evoluție normală care nu poate decât să ne bucure. Exact. Ai mai găsit ceva date interesante care ți-au atras atenția? Iarăși ce este interesant este că oamenii doresc să facă acest upskilling sau chiar reconversie în anumite cazuri și iarăși un lucru foarte important pe care l-am reflectat și în studiul de data trecută este că e o diferență foarte mare între gradul de expunere pe care îl are populația educată și versus cea cu educație, cu nivel de educație mai scăzut, adică cred că putem să ne uităm și aici numai puțin, 46% dintre cei care au diplome postgraduate, da, de studii postuniversitare, spun că angajatorilor le oferă oportunități de upskilling și doar 28% dintre cei care au absolvit doar școli profesionale sau au părăsit școala au astfel de expunere. Diferența este foarte mare și asta este unul dintre marile riscuri ale procesului în care suntem. Vedem că decalajele în societate se accentuează, din păcate.
cei care au oportunități au foarte multe și din ce în ce mai multe, cei care n-au, nu neapărat că au mai puține, dar cu siguranță nu se prea mișcă nimic în direcția respectivă. Și aici, iarăși, e o întrebare foarte mare de responsabilitate socială pe care trebuie să ne punem cu toții. Eu observ, ca să reinforce ceea ce spui tu acum, că cei care au oportunități au din ce în ce mai multe oportunități, pe când cei care n-au, n-au. Da. Observ că asta se întâmplă la cei care fac constant upskill-urile, despre care povestești tu, și un termen care îmi place foarte mult, inclusiv tradus sau adaptat în română, că de fapt înseamnă adăugare de skill-uri peste ceea ce, da, știi. Exact. În jurul meu, oamenii cu care interacționez zilnic sau periodic sunt oamenii care nu-și mai văd capul de proiecte, dar sunt oamenii care constant mai adaugă ceva în dezvoltare T-shape, adică știu o verticală foarte bine și de acolo au tot ramificat sau chiar ușor, ușor fac switch-ul către alte industrii fără să părăsească cu totul ceea ce știau facă. Bănuiesc că asta se traduce în niște probabil politici publice care se pun accentul pe politici de învățare și educare, că bănuiesc că e o chestie de acces la educație și de voință de a învăța și de a-ți diversifica skill-urile. Chiar la voi pe site am găsit în niște articole, de multe ori, expresia că dacă oamenii vor vrea să învețe, vor reuși să-și adauge skill-uri noi. Da, cu siguranță, oportunitățile sunt foarte multe, dar și această dorință de a învăța sau de a-ți asuma propria învățare este tot o chestiune de educație până la urmă. Nu e o chestiune de educație care înseamnă diplome acumulate, este o atitudine pe care o ai față de propria ta viață, față de ce înseamnă procesul de învățare. Și asta se poate învăța. Și de asta oamenii care sunt expuși la medii în care, mă rog, au diferite oportunități, sunt mult mai predispuși, evident, să își dorească să învețe mai mult. Și pentru că văd aceste oportunități. Eu cred foarte mult în politicile publice, ar trebui să existe, însă, ca să fim realiști și nu vorbim aici, nu facem afirmații neapărat politice despre România, nicăieri guvernele nu vor face față la ritmul în care se schimbă economia. Asta este ceva normal. Acum, cu cât ritmul este mai accelerat, cu atât este mai puțin probabil ca guvernele să poată să susțină chestia asta. Dacă așteptăm doar de la politici publice și învățăm în formal, nu se va întâmpla nimic. Palierul de business în România a încercat foarte mult să complementeze sau să suplimenteze, să zicem, decalaje sau gap-urile din educația formală din motive absolut normale. Chiar au nevoie de resursă umană și acesta este un palier foarte important și la fel sectorul non-guvernamental. Dar un palier foarte important despre care se vorbește foarte puțin este la individual. Suntem pe ultimul loc în Europa la educația adulților, adică educație pe tot parcursul vieții. Iarăși, pe ultimul loc în Europa, la procentul pe care fiecare gospodărie îl cheltuie pe educație. Nu spun ce este înainte, că este jenant, da? Adică asta este, nu știu, mi se pare că 2% este procentul mediu pe care o familie din România îl cheltuie pe educație. Asta înseamnă de la cărți, cursuri, școala copiilor, orice fel de educație. Și suntem pe ultimul loc. Dar mai preferăm să cumpărăm telefoane, mașini, să ieșim la restaurant. E o chestiune de priorități. A investi în educație sau a da bani pe educație este o investiție. Restul este consum. Diferența între consumatori și cei care investesc o știm cu toții. Până la urmă, chiar piața muncii găsește motive sau găsește argumente și platformele prin care să-și îmbunătățească skill-urile sau să acopere gap-urile învățământului sau a politicilor, pe care foarte bine le-ai subliniat. Ele lipsesc sau nu sunt luate în considerare, nu doar într-o singură regiune din lumea asta, ci cam peste tot se întâmplă chestia asta. Și foarte bine ai subliniat faptul că depinde de fiecare dintre noi ce facem până la urmă cu viețile noastre profesionale. Dacă vrem să fim în categoria celor care abundă de proiecte și totodată revenue în consecință, trebuie constant. Cred că dacă ai pierdut un an fără să mai adaugi un skill, da. În ziua de azi se vede, da. Se vede foarte repede că nu poți să faci conexiune necesare, nu te poți mișca. Nu știu dacă ar mai fi ceva de zis pe subiectul ăsta, cred că doar să mă întorc puțin la Dan Fințescu și să zic că
într-adevăr era făcut un upskill, nu și-a făcut o reconversie profesională. Aptitudinele lui erau acolo, doar că s-a prins în pandemie. Pe ele și a putut să le adapteze vremurilor în care trăim. Exact. Da, asta este corect. Exact. Ai un sfat pentru oamenii care ne ascultă și în momentul ăsta simt că sunt motivați să facă ceva în sensul upskill-ului? Cred că unul, tocmai l-ai spus tu, apropo de să nu treacă un an fără să adaugi ceva în portofoliul tău de competențe, și resurse sunt nenumărate. Inclusiv citind articole, uitându-te la diferite tutoriale, sunt cursuri gratuite, o grămadă, ok, poate certificarea costă, dar să urmezi niște cursuri, simplu fapt că îți deschide mintea într-o anumită direcție, poate că nu neapărat dobândești skill-ul, dar îți ridică niște întrebări. A avea întrebări bune este la fel de valoros, poate chiar mai valoros decât a avea răspunsuri bune. Și al doilea, care vine cumva în completare, este conectarea și a avea grijă de acest, de a fi conectat la lumea din jur, a avea o rețea de la care să înveți. Tindem toți, și aici cred că toți facem greșeala asta, să ne înconjurăm numai de oameni din bula noastră. Foarte greu să putem să vedem lucrurile altfel dacă facem doar lucrul acesta. Dacă reușim să ne creăm o rețea și să ne creăm expunere și către oameni care poate fac altceva, cu siguranță ne vor veni de acolo și idei și modele și inspirație și motivație. Atât. Acesta a fost episodul 2 din The Curious Lion by ING. Mulțumesc că a stat cu mine, dați-l mai departe să ajungă la cât mai multă lume și sigur cineva va aprecia faptul că i-ați adus la cunoștință upskilling-ul. Până la urmă, e un episod cu destule informații cât să producă un impact real în viața oricăruia dintre noi. Nu zic bine? Dați-mi feedback pentru episodul acesta, mă găsiți pe rețelele de socializare cu numele meu, Marian Hurducaș. Pentru că îmi doresc să fac echipă cu voi, aștept să-mi lăsați inclusiv sugestii de subiecte și invitați. Dacă nu o faceți direct la mine, conturile de social media ale ING Bank vă stau și ele la dispoziție. Și era să uit, un rating bun pe platformele de podcasting pe care ne ascultați, se poate, ar fi foarte apreciat de toată echipa din spatele podcastului. Acestea fiind zise și învățate, Marian Hurduca sunt eu și până data viitoare vă urez un sincer rămâneți curioși!